Ceapa pusă pe talpa piciorului peste noapte poate ameliora foarte multe afecțiuni. Pentru această procedură, recomandată este ceapa roșie, pe care o vom tăia în felii subțiri și le vom așeza sub arcul tălpilor, apoi le vom fixa cu șosete, de preferat din fibre naturale, care va permite picioarelor să transpire în voie. 1. Combate infecțiile Ceapa este un antibiotic natural. Dacă o ții pe tălpi, acest beneficiu este transportat către oricare parte a corpului în care este localizată o infecție. Na. 2. Stimulează eliminarea toxinelor Toxinele sunt reziduri din sânge care ne afectează sănătatea atunci când se acumulează în cantități mari. Acidul fosforic din ceapă funcționează ca un magnet pentru substanțele toxice, stimulând eliminarea acestora din organism. Dain: 3. Îți hidratează organismul. Știai că o ceapă este compusă din 90% apă? Energia electrică din meridiane distribuie apa necesară organismului, iar hidratarea atinge un nivel optim. Tratamentul cu ceapă are numeroase beneficii. Prin urmare, le recomandăm să doarmă cu ceapă în șosete persoanelor care nu reușesc să bea suficientă apă pe parcursul zilei, fie pentru că nu au acest obicei, fie pentru că programul nu le.